Dragele mele, azi fac o plăcintă cu carne. Mama mea, este o bunătate, dragile mele, să încercați și voi, că este foarte delicioasă. Aluatul este foarte simplu. Ați văzut, am făcut un aluat normal. Deci, la 2 kg de făină de grâu, eu am pus 12 linguri de ulei de floare soarelui. Ulei puteți să puneți și de măsline, dacă aveți, de care aveți. Eu am pus de floare soarelui. Sare, deci cât considerați voi că trebuie pus la 2 kg de făină. Și, deci un aluat foarte simplu, și apă fierbinte. Deci, la 2 kg de făină am pus 4 cânți de apă fierbinte. Am încorporat bine repejor cu o lingură de lemn la început și apoi am moderat acest aluat, care a ieșit foarte elastic. Nu trebuie să crească, deci nu trebuie să crească, nu trebuie absolut nimic. Un aluat foarte rapid și foarte, foarte gustos. Deci o să iasă aceste plăcinte foarte crocante, vreau să spun. Ei, carnea. Carnea ce am făcut? Am pus carne de purcel. Puteți să folosiți carne de viță sau de porc, de oaie, de care doriți voi, cu ochiul mai mare. Am pus un pic de ceapă. Am tocat-o la robot, am tocat-o bine și am pus ceapă albă, sare după gust, piper, chile, vedeți că am pus și chile, și eu am pus și un pic de usturoi. Puteți să faceți fără usturoi, puteți să faceți numai cu ceapă, că este la fel de gustos. Dar, cum nouă ne place foarte mult usturoiul în casă, am pus și un pic de usturoi. Ei, am făcut aceste turtițe, vedeți, deci am făcut... întâi am făcut bulinuțele, le-am tăiat, le-am făcut bulinuțele, le-am lăsat un pic să crească, am făcut tortița, am pus pe jumătatea aluatului carnea într-un strat foarte subțire. Am uitat să adaug, că, să spun că în carne am pus și un pic de apă, deoarece acea apă care o pui în carne, deci îi dă o consistență mai moale și în acei vapori această carne o ajută ca să frigă, să facă în acel abur, să se facă foarte repede. Ei, a ieșit o minunăție, dragile mele. Am făcut aceste turtițe, am pus pe jumătate din aluat carne într-un strat mai subțirel și apoi m-am ajutat de un, vedeți, de un capac ca să-i dau o formă. Am tăiat frumos și am scos un pic aceste bucățele, ca să iasă, să-i dau o formă mai frumoasă. Și le-am pus în ulei încins. Acum se fac foarte repede. Uitați, ia uitați ce bunătate este, dragile mele, aici, în ulei. Ia uitați. Dar nu pot să vă spun că e atât de crocant și atât de gustos. De nu vă puteți imagina. Ia uitați ce frumos se prăjesc. Și are un gust deosebit. Acum trebuie să le iau. Să le mâncăm, bineînțeles. Și sunt foarte, foarte delicioase. Deci e un preparat foarte rapid. Este o plăcintă minunată, minunată. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă. Am uitat să vă spun că am pus parte măraș și pătrunjel. Nu știu dacă v-am spus sau nu, dar am pus și un pic de măraș și pătrunjel. Voi puneți exact ceea ce vă doriți voi. Ce vă doriți? Puteți să puneți numai ceapă, fără măraș, fără pătrunjel, ceapă și sare și apă. Sunt elementare. Dar dacă vreți să adăugați, puteți să puneți și maioneză și ce vreți voi. Dar vă garantez că este o bunătate. Fiecare pune după gustul lui. Pupici cu sclipici, vă pup, mă duce și vă doresc o zi frumoasă, sănătate multă și să auzim de bine.